Dragii mei, în vara anului 1935, la Maglavit, un sat din apropiere de Dunăre, unui cioban pe nume Petrache Lupu, i s-a arătat Dumnezeu. Gângav din naștere și analfabet, după ce a primit poruncă divină să aducă lumea înrăită pe drumul cel bun, ciobanul a început să vorbească și să facă minuni. Așa s-a născut unul din cele mai faimoase fenomene religioase din România, care a adunat mulțimi de sute de mii de oameni veniți din toate județele țării, deopotrivă intelectuali, preoți, politicieni și țărani. Încercând să povestim pe scurt, istoria de la Maglavit, de dragul pitorescului ei, ca pe o întâmplare miraculoasă și inexplicabilă. Ciobanul Petrache Lupu a devenit unul dintre cele mai populare personaje ale vremii. A fost cunoscut drept omul care l-a văzut pe Dumnezeu, iar locul întâlnirii neobișnuite a atras milioane și milioane de români încrezători în miracole. Ziarele vremii se întreceau în a prezenta evenimentele neobișnuite al cărui erou era tânărul Peltic, cu care se afișau mai mari biserici și foarte mulți oameni politici. Satul Maglavit, din sudul Oltenii, a devenit la sfârșitul anilor 30 cel mai mare loc de pelerinaj al românilor, după ce tânărul cioban i-ar fi spus preotului că l-ar fi văzut pe Dumnezeu. Întâmplarea s-a petrecut într-o pădure din preajma Dunării și a fost exploatată intens de presa interbelică, dar și de autoritățile locale, politicieni și reprezentanții bisericii. În prezent, în apropiere de locul cunoscut ca fiind cel al apariției divine, a fost ridicată o mănăstire. Petrache Lupu își are locul de veci în curtea mănăstirii din Maglavit. În perioada amintită, zona era un imens loc de pelerinaj, iar faima minunilor sale era neîntrecută. Iată însă cum a început totul. Petrache Lupu s-a născut la 14 octombrie 1907 la Maglavit, în județul Dolj, părinții săi fiind Gheorghe Lupu și Floarea Dobre. La vârsta de 4 ani, Petrache și-a pierdut tatăl, iar la puțină vreme, mama sa s-a recăsătorit, trimițând copilul care o cam încurca să păzească turmele de oi. Copilul nu a urmat școala, nu doar fiindcă era surd și peltic la vorbire, ci fiindcă la școală mergeau doar copiii înstăriți. Până la 21 de ani, Petrache avea să-și ducă zilele prin luncile de lângă Dunăre, alături de oi și de câinele lor de pază, aceasta fiind imaginea tânărului despre firescul vieții rânduit de Dumnezeu. A urmat momentul încorporării în armată, însă, Petrache Lupu avea să fie amânat de 3 ori din cauza defectelor de auz și vorbire. În cele din urmă, în anul 1932, este trimis la Craiova, unde urma să fie mai atent examinat, însă aici este bătut în repetate rânduri, sub pretextul că s-ar fi prefăcut bolnav, urmarea acestor bătăi fiind pierderea totală a simțului vorbirii. Este trimis apoi la Calafat, unde un medic militar mai iscusit îl examinează pentru mai mult timp și, în cele din urmă, îl trimite acasă la Maglavit, unde își va relua munca cu oile satului. Între anii 1930 și 1935, o secetă puternică reduce dramatic turmele locuitorilor din Maglavit, pârjolește pășunile, calamitatea venind pe fondul unei crize morale și religioase profunde în societatea românească. În acest context, poate nu întâmplător, i se arată în 3 zile de vineri consecutive, 31 mai, 7 și 14 iunie 1935, o apariție divină sub chipul unui moș care plutea deasupra pământului, care nu putea fi văzut decât de cioban. Era impozant, iar părul său îl acoperea în întregime ca un veșmânt, fără a lăsa să îi se vadă picioarele și chipul. Moșul i-ar fi poruncit lui Petrache să spună oamenilor că dacă nu se pocăiesc, nu merg la biserică și nu postesc miercurea și vinerea, va fi foc dacă oamenii nu se îndreaptă în credință. Aceste întâmplări l-au transformat complet pe tânărul Petrache, ciobanul firav devenind un om cu o putere uriașă, cu un auz fin și vorbă bărbătească. În condițiile în care Petrache Lupu nu spusese nimănui despre prima misiune pe care o trăise, sătenia observa că ciobanul neputincios, respins de armată ca inapt pe caz de boală, poate dintr-o dată să vorbească și să audă extrem de clar. Preoții, jurnaliștii, autoritățile, toți sătenii l-au încurajat să mărturisească prin ce minune s-a putut realiza toate acestea. Fenomenul Maglavit a cunoscut perioada sa de maxim avânt între anii 1935 și 1938, în care s-a estimat că circa 2 milioane de pelerini au venit aici. Se spune că, odată ajunși aici, ologii aruncau cârjele, orbii își recăpătau vederea.
Una din cele mai interesante previziuni făcute de Petrache Lupu sună în felul următor. Un mare imperiu va cuprinde Europa și România Sfântă va fi cucerită fără să se tragă cu tunul. Mari nenorociri se vor abate asupra românilor. Vor pleca cu milioanele, vor fi inundați mari și cu tremure, secetă mare și furtuni din senin. Țara o să fie trădată de cei care o conduc, iar banul o să fie singura religie. Degeaba preoții și vlădicii or să ridice crucea lui Hristos, că nu vor fi ascultați și lumea o să râdă de ei. Războiul o să ne bată la ușă și disperarea aș va găsi să lași în sufletul românilor. Când o să piară ultimul trădător de țară și toți românii se vor pocăi, toți se vor întoarce acasă, o minune se va întâmpla și Maica Domnului o să-și întindă acoperământul peste grădina ei, salvându-ne pe toți, aducând pace, bunăstare și bucurie. Seamănă un pic aceste previziuni cu vremurile de azi? Sau poate doar ni se pare? Petrache a trăit mulți ani, fiind privit ca un trimis al Domnului pe pământ. Cert este că omul nu avea niciun interes material, iar banii donați de credincioși nu mergeau în buzunarele sale. Petrache Lupu nu a vrut decât să ridice acolo o mănăstire ce nu a putut fi finalizată în timpul vieții sale din lipsa resurselor financiare. În plus, șarlatan spiritual nu poate fi numit, deoarece el însuși s-a vindecat de muțenie grație celui de sus. Ciobanul profet a convins pe mulți de adevărul celor povestite de el după ce a venit în sat și a vorbit clar despre tot ce i s-a întâmplat, despre porunca lui Dumnezeu. Un fel de Moise l-au numit unii. Tot presa vremii este cea care a consemnat vizitele unor personalități la Maglavit. A fost acolo ierarhul locului de atunci, patriarhul Miron Cristea, în timp ce mareșalul Ion Antonescu l-a dus pe front ca să îmbărbăteze soldații în război. Notorietatea căpătată de Petrache Lupu a fost transformată într-o afacere imensă atât pentru reprezentanții bisericii, dar și pentru ziarele vremii și pentru autoritățile din zonă. Localnicii câștigau și ei din transportul călătorilor, însă cele mai importante sume proveneau din taxele impuse de autorități pelerinilor, din afacerile cu obiecte religioase și din donațiile făcute bisericii. A murit la 14 decembrie 1994 la Maglavit, la fel de sărac cum fusese și înainte de vizita divină, fiind înmormântat în cimitirul localității. În sat, Petrache Lupu are o statuie în vecinătatea primăriei, iar o uliță îi poartă numele. A rămas însă amărât, povestesc oamenii, până la sfârșitul vieții, deși ar fi putut profita din plin de celebritatea dobândită în tinerețea sa. Biserica Ortodoxă a rămas mai mereu circumspectă în privința povestirii lui Petrache Lupu, însă sătenii din Maglavit au reușit să construiască o mănăstire pe locul unde Dumnezeu a vorbit cu Petrache Lupu.